Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte ale ediției. Doi copii au găsit în pădurea satului Porumbeni cadavrul unui bărbat de 41 de ani. Poliția crede că ar fi vorba despre o sinucidere. Comisia Electorală Centrală a totalizat rezultatele scrutinului legislativ din 24 februarie. Dosarul alegerilor a fost transmis Curții Constituționale pentru a decide validarea alegerilor. În peste 330 de gherete din Chișinău se vând ilegal produse din tutun. Legea interzice comercializarea tutunului în apropierea școlilor și spitalelor. Kate Flynn, solistul trupei The Prodigy, a murit la vârsta de 49 de ani. Muzicianul a fost găsit astăzi fără suflare în locuința sa din Marea Britanie. Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost găsit fără viață într-o pădure din satul Porumbeni, raionul Criuleni. Corpul acestuia a fost văzut întâmplător de doi copii care au fugit acasă și au spus mamelor despre tragedie. Femeia a fost anunțată de către copiii săi minori, precum că în pădurea din preajma satului Porumbeni, raionul Criuleni, în poziția pe șezute, doarme un bărbat. Astfel aceasta, deplasându-se pe la fața locului, a detectat cadavrul de gen masculin, fapt despre care a informat prin apel telefonic la 112. Oamenii legii spun că pe corpul bărbatului nu au fost depistate urme de violență. Potrivit versiunii preliminare, ar fi vorba despre un suicid. Atenție maximă, podul de pe strada Petru Rareș pune în pericol pietonii după ce trotuarele s-au surpat și în unele locuri lipsește balustrada. Ce promit autoritățile, vă spunem imediat în Telejurnal. Defecte tehnice în sistemul de frânare la direcție, iluminare sau semnalizare. Asta au depistat polițiștii după ce au verificat 40 de troleibuze din parcul de troleibuze numărul 1 din Chișinău. În urma încălcărilor depistate, oamenii legii au întocmit 4 procese verbale și au aplicat amenzi de la 600 până la 900 de lei. În plus, au dat și câte 3 puncte de penalizare pentru admiterea în circulație a vehiculelor într-o stare tehnică ce nu corespunde normelor. Astfel, pentru 4 troleibuze a fost anulată ieșirea pe rută din motive tehnice. Poliția Chișinău vrea astfel să prevină accidentele rutiere cu implicarea unităților de transport public și va continua verificările. Mai mulți medici veterinari din România vor veni pentru 3 zile la Chișinău. Aceștia vor merge la centrul de sterilizare a câinilor fără stăpân și îi vor instrui pe specialiștii de acolo. Echipa va ajunge pe 6 martie. Ne vor ajuta să instruim personalul centrului de sterilizare, dar ne vor ajuta și să sterilizăm în 3 zile 150 de câini maidănezi. Problema ține de câinii maidănezi, așa cum a fost moștenită și numărul de mii de câini azi pe străzile municipiului, nu poate fi rezolvat într-o singură zi. Dosarul alegerilor parlamentare din 24 februarie a fost transmis Curții Constituționale. Comisia Electorală Centrală a totalizat rezultatele și le-a transmis în alte curți pentru a decide validarea sau invalidarea scrutinului. Potrivit legii, magistrații au la dispoziție 5 zile pentru a valida cele 101 mandate de deputat. Potrivit deciziei finale a Comisiei Electorale Centrale, în viitorul Parlament vor intra 4 entități politice. Partidul Socialiștilor cu 35 de mandate, Partidul Democrat cu 30 de mandate, Blocul Electoral Acum cu 26 de mandate și Partidul Șor cu 7 mandate. Alte 3 mandate aparțin candidaților independenți. Deși atât observatorii internaționali cât și cei naționali au depistat mai multe nereguli în timpul procesului de vot, șefa CEC spune că magistrații Curții Constituționale se vor expune asupra încălcărilor. Respectiv pe partea cât de mult influențează acele încălcări sau presupuse încălcări care au fost reflectate inclusiv și în raportul de activitate a Comisiei Electorale Centrale, se va expune Curtea Constituțională. Pentru că trebuie demonstrat dacă încălcările care au fost admise influențează sau nu influențează rezultatul final. În circumscripția uninominală Râșcani, candidatul democraților, care s-a plasat pe poziția a doua, a cerut
cerut renumărarea voturilor. Ținând cont de faptul că renumărarea este depusă de către o autoritate care are obligația să confirme legalitatea scrutinului, așa cum am menționat, această contestație va fi transmisă spre examinare Curții Constituționale. A solicitat concurentul electoral desemnat de către Partidul Democrat din Moldova. După validarea scrutinului de către Curtea Constituțională, formațiunile care au acces în legislativ au la dispoziție 3 luni pentru a forma o majoritate parlamentară și a vota guvernul. Dacă partidele nu ajung la un consens în acest sens, președintele țării dizolvă legislativul și anunță alegeri parlamentare anticipate. În peste 330 de gherete din municipiul Chișinău se vând ilegal produse din tutun. Asta deși legea spune clar că de la 1 ianuarie 2019, gheretele cu o suprafață de până la 20 de metri pătrați, în care se comercializează produse din tutun, trebuie amplasate la o distanță de cel puțin 200 de metri de școli sau spitale. Majoritatea agenților economici nu respectă aceste reguli, de aceea mai mulți activiști civici au expediat 56 de petiții către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, dar și altor instituții. Iată că de data din 1 ianuarie, Ministerul nu face nimic, nici nu dorește să se întâlnească cu noi. Inspectoratele de poliție la care noi ne-am adresat, ei la fel nu vor se ocupe, ci readresează toate aceste probleme către autoritățile publice locale. Din cele peste 330 de gherete din municipiul Chișinău, doar 4% din ele respectă această distanță de 200 de metri de la instituțiile medico-sanitare și instituțiile de învățământ. Asta, de fapt, ne dă de înțeles că în Chișinău nu mai poți amplasa gherete care se vândă țigări, pentru că peste tot noi avem grădinițe, școli, centre de educație. Agenții economici care nu respectă distanța pot fi amendați. Pentru fiecare gheretă se aplică amendă. Și acum imaginați-vă, având toate aceste calcule de mii de lei pentru fiecare gheretă, care ar fi venitul în bugetul stat în urma amendării acestor contravenții? Ar putea să vină chiar sute de mii de lei, milioane de lei, dar nu intră. Nu doar în Chișinău există gherete amplasate ilegal, activiștii civici au depistat 17 gherete ilegale la Cahul, 10 la Hâncești, 4 la Strășeni și alte 3 la Ialoveni. Ministerul Sănătății, mai degrabă, tolerează această vânzare. Și desigur că vor fi iarăși la sfârșitul lunii mai, când va fi iarăși ziua contratutunului, vor face flashmoburi contrafumatului, dar efectiv ei nu scad această accesibilitate a tutunului. În 2003, Republica Moldova a semnat Convenția Cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului, iar în 2007 a ratificat-o. Această convenție pune baza legislației naționale privind controlul și scăderea accesibilității tutunului. În alte țări din Europa de Vest, pentru a cumpăra țigări, uneori este nevoie de a parcurge într-un oraș mare o distanță de 3-5 km până la un punct de vânzare. Și la noi însă este în fiecare stație de transport public și între stații, practic la orice pas, mai accesibile sunt țigările din tutun decât pâinea și laptele. Amenda pentru nerespectarea distanței de amplasare a gheretelor este de la 9 până la 12 unități convenționale. Pericol mare pe podul din strada Petru Rareș. Trotuarele acestuia sunt surpate, iar gropile te fac să crezi că te vei prăbuși în râul Bâc. În plus, și o parte din balustrada a dispărut. Podul nu a mai fost reparat de câțiva ani, iar autoritățile s-au autosesizat doar după ce jurnaliștii le-au arătat fotografii. Promisiuni de reparații sunt doar după ce se va mai încălzi afară. Podul din strada Ismail arată ca după război. Construcția zi de zi se macină sub nasul autorităților locale. Plăcile de beton stau să cadă, iar găurile formate sunt atât de mari încât poate fi văzută apa din râul Bâc care trece pe sub acest pod. În aceste condiții, pietonii nu mai pot merge pe trotuar și o iau pe carosabil în rând cu mașinile. Și dacă mașinile mai ocolesc gropile formate, atunci pentru pieton este o mare provocare să se deplaseze pe pod. Dumneavoastră, ca pieton, cum circulați pe aici? Pișe pe margine. Dar și trebuie să mă tem? Trebuie să nimnușcă o leagă de bani ca să faci remontul ăsta. Așa că... E periculos, mai ales când copii, adică așa, de mână. De mână, fiindcă e periculos, că nici nu știți când cade
он лакул стоит. Можно так вот идти, и нога может попасть там в это отверстие, и все. Это кошмар просто. И это очень давно длится. Уже сколько годами вот эта ситуация? Ну, это очень давно. Но это больше 5 лет, это однозначно. Авторитетели кунуск проблема и промит, ка вор интервени имедиат, че ва пермите время. Фикари привовары дискутем, сау тоанны, ке лесара, че стасфалт харин, спуни, темпорар. Лесаре, ши, ил трябва скорее реабилитате, деши, кред, кан, acest an vom merge pe reparații curente, pe rosturi, delatare și securizare pieton trosoanelor. Nu se știe deocamdată cât ar costa lucrările de reparație. De altfel, în aceeași stare precară se află și celelalte poduri din Chișinău. Se fac ample expertize tehnice la 3 dintre cele mai avariate poduri de pe străzile Mihai Viteazu, Ismail și Grigore Vieru. Va veni un proiectant care vă spune că pentru lucrările de consolidare a podurilor sunt necesare, de exemplu, 30 de milioane, pentru că acolo nu vorbim doar de partea ce ține de pietoni sau rosturile respective, sau lucrări de plombare sau de frezare. Acolo trebuie de intervenit inclusiv la pilonii care țin podul respectiv. În Chișinău există 20 de poduri rutiere. Autoritățile au început să intre în alertă după ce anul trecut în orașul italian Genova, un segment de autostradă s-a prăbușit, iar 43 de oameni și-au pierdut viața. Un bărbat din Chișinău cultivă ghiocei în grădina casei sale. El are acum mii de flori și oferă iubitorilor de frumos posibilitatea de a admira vestitorii primăverii. Îi vedem și noi peste câteva momente în Telejurnal. Două persoane au fost reținute de poliția de frontieră după ce în mașina cu care se deplasau au fost găsite mărfuri fără acte de proveniență. Microbuzul în care se afla șoferul, cetățean al Bulgariei și o pasageră din Republica Moldova, a fost oprit de patrula mobilă pe traseul Criva-Lipcani. Polițiștii au găsit mărfă în valoare de peste 150.000 de lei fără documente ce ar justifica achiziționarea sau transportul legal al acestora. Marfa a fost confiscată, iar cercetările continuă. Suspecții riscă o amendă de până la 150 de unități convenționale. O soluție pe cât de simplă, pe atât de radicală, va scoate mita și corupția din sistemul educațional. Cadrele didactice care vor strânge bani vor fi concediate. Decizia a fost anunțată astăzi de primarul interimar al Chișinăului, Ruslan Codreanu. Prevederea urmează să fie stipulată într-un ordin intern și a fost luată în urma discuțiilor cu responsabilii de la Centrul Național Anticorupție. Primăria Chișinău schimbă abordarea pentru că nicio altă soluție nu dă rezultate. Tot ce înseamnă colectare de bani, instigare la colectare de bani, transmitere mesajului de colectare de bani, colectare de bani pentru manuale care nu sunt prevăzute în curriculum. Orice fel de colectare de bani de către cadrele didactice va fi sancționată conform codului muncii, cu eliberarea imediată de la locul de muncă. Totodată, până pe 1 mai, managerii instituțiilor de învățământ sunt obligați să facă inventarierea bunurilor și să le treacă în evidența contabilă. Mai apoi, toate informațiile vor trebui să fie afișate pe panoul informativ al instituției. Tot ce înseamnă mese, scaune, table, televizoare, frigidere, magnetofoane, etc. Nu odată am auzit la părinți istorie că cu fiecare grupă nouă care vine, se începe că nu avem tablă, nu avem nu știu ce. Fiecare grupă nouă care vine cumpără ceva pentru instituția de învățământ. Și cum pleacă grupa, pleacă și lucrurile care au fost cumpărate. În plus, până pe 1 aprilie, fiecare instituție va trebui să facă publică și suma de bani alocată în acest an din bugetul municipal, cheltuielile prevăzute, dar și necesitățile ce rămân neacoperite. Lunar vor fi nevoiți să prezinte rapoarte pe ce și câți bani au fost cheltuiți, dar și rezultatele licitațiilor desfășurate. Primarul spune că e necesar acest lucru pentru că părinții se tot plâng că ei adună bani pentru a cumpăra produse de igienă pentru că sumele alocate de autorități nu sunt suficiente. Așa că eu solicit pe fiecare grupă în grădiniță să fie plasat informația câte produse de igienă sunt cumpărate și distribuite lunar. Așa încât fiecare părinte să cunoască cât să pun lichid detergenți, mănuși, etc., hârtie igienică, se alocă pentru fiecare grupă în fiecare lună. Ruslan Codreanu promite că se vor face controle inopinate, iar cei care nu respectă prevederile noului ordin vor fi sancționați.
Aproape 850 de hectare de vegetație au fost distruse de flăcări în ultimele 24 de ore în mai multe localități ale Republicii Moldova. Pompieri au intervenit la lichidarea 56 de incendii, inclusiv în municipiul Chișinău. La Trușeni, focul s-a întins pe 10 hectare de teren. În centrul țării, focul a afectat 29 de hectare de teren în raionul Ghealoveni, satul Costești. 20 de hectare în raionul Orhei, satul Donici, dar și 15 hectare la Neninoi, satul Țânțăreni. În nord, pompieri au stins focul de pe 50 de hectare de vegetație la Fălești. Incendii de vegetație au fost și în autonomia Găgăuză, la Vulcănești, unde au ars peste 20 de hectare de iarbă uscată. Aproape o jumătate de tonă de carne de pasăre din Brazilia a fost confiscată de către echipele mobile ale serviciului Vamal în apropiere de localitatea Calfa din raionul Neninoi. Marfa fără acte a fost găsită în microbuzul unui localnic din Ștefan Vodă. Carnea era ambalată în cutii pe care erau aplicate inscripții ce ar sugera că ar proveni din Brazilia. În cadrul audierilor, șoferul vehiculului a declarat doar că a procurat carnea din regiunea transnistreană, refuzând să ofere alte detalii privind locul exact de aprovizionare și destinația cărnii. Frumusețea poate fi cultivată, o demonstrează Mihaela Gafonov, care a reușit să-și transforme grădina într-o mare de ghiocei. Bărbatul oferă iubitorilor de frumos posibilitatea de a admira vestitorii primăverii fără a distruge pădurea. Ghioceii au apărut în viața lui Mihaela Gafonov acum 16 ani. Atunci s-a mutat la casă nouă în cartierul Poșta Veche din Chișinău. Мы переехали сюда в 2003 году с женой. Здесь хозяин бывший, который жил до нас, он тоже имел немножко вот этих подснежничков. Мы пришли, я посмотрел на них хорошо, выкопал, подсортировал, рассадил. И так с каждым годом я увеличил производство наши домашние вот подснежнички. Povestea căciulițelor albe a început cu 50 de bulbi. Astăzi, în grădina lui Mihaela Gafonov, cresc peste 5.000 de ghiocei. Я каждое утро встаю, смотрю в окошко и вижу эти подснежнички. Вот поэтому вся моя радость. Когда кончаются подснежники, начинаются тюльпанчики. Я уже на них смотрю, радуюсь ими. После тюльпанчиков идут розочки. И так все лето. Iar radu-i cetamii care Bog sătvărit de nas. Nu s-a gândit vreodată că după 46 de ani de șoferie va crește flori. Totuși, vestitorii primăverii au devenit raza lui de lumină și fericire. Sosiedii приходят, dar eu sosiedii немножко, родственники есть, приходят тоже даем. Так вот и живем в наше время последнее. Pe lângă satisfacție, cultivarea ghioceilor s-a dovedit a fi și o sursă de venit. I-am spus că ar fi bine să mărim, să-l multipli, să pentru că zic, eu mă ocup cu florile, mă cresc garoate, cresc trandafiri, cresc alele. Dar mi-am spus, zic, puteți, pur și simplu, să creșteți ghiocei. Nimeni în Chișinău nu are ghiocei. Toți mă întreabă cine are ghiocei, cine are ghiocei, dar ghiocei din pădure nu putem să-i luăm, nu putem să-i rupim, pentru că e interzis și asta e normal. Hai să dezvoltăm doar varianta asta, să creștem. Chiar dacă par firav, ghiocei au o viață lungă comparativ cu alte plante. Grădinarii spun că oamenii se pot bucura de mireasma lor timp de 2 săptămâni. Fructul interzis, el e mai mult dorit. Așa și oamenii, când văd ghiocei, e vreo ghiocei, dar totuși se combină cu două probleme. Nu se poate lua din pădure, dar în realitate nu sunt. Și mai am spus, zic, e o idee, o alternativă ca să-i creștem, să-i multiplicăm, din potrivă să avem destul. Și o bucurie pentru toți și pentru cei care doresc să aibă în casă, așa simbolic. În lume sunt cultivate peste 100 de specii de ghiocei. În Uniunea Europeană, ghiocelul este declarat specie ocrotită de stat, iar în Republica Moldova, specie de interes comunitar. Asta înseamnă că doar ghiocei din grădină pot fi comercializați. Cele mai bune proiecte realizate de tineri din Bălți au fost prezentate în cadrul Galei Inițiativelor de Tineret. Evenimentul are ca scop susținerea tinerilor în dezvoltarea comunității. Detalii imediat. Rămâneți aproape! Fostul avocat Valerian Mânzat primește vești proaste după gratii. Deja condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie, el este vizat acum într-un nou dosar. Anchetatorii spun că în vara anului 2016, Mânzat ar fi luat prin înșelăciune și abuz de încredere 61.000 de euro de la o femeie. El i-ar fi promis că îi vinde o spălătorie auto care de fapt nici nu îi aparținea.
Banii nu au mai fost restituiți victimei, iar aceasta a depus o plângere. Valerian Mânzat a fost condamnat în 2015 la 9 ani de închisoare, după ce în 2009 a înscenat un accident rutier pentru a intra în posesia unei sume de bani de la o companie de asigurări. Frauda bancară de $1 miliard ar putea fi investigată și de parchetul european proaspăt înființat. Opinii în acest sens au fost exprimate în emisiunea de politică externă Conexiuni de la TVR Moldova. Potrivit experților, starea justiției din Republica Moldova va intra în atenția parchetului european, mai ales dacă în fruntea instituției va fi numită Laura Codruța Chioveși, fosta șefa DNA în România. Acțiunea parchetului european va fi extins inclusiv și pentru statele care beneficiază de asistență din partea Uniunii Europene. Și aici o sarcină foarte importantă va fi cum parchetul european va stabili canalele de legătură și schimb de informații cu autoritățile competente din Republica Moldova, care nu poate să investigheze frauda bancară de $1 miliard. Dar eu cred că impunerea anumitor reguli și acele regulamente și mecanisme care vor fi dezvoltate după numirea domniei sale în parchet, deja ne va arata cât de cu succes va fi activitatea ei. Iocovici, dacă va fi aleasă procuror, ce va face dânsa? Deci, practic, ce se va întâmpla? Eu cred că cu mari corupți europeni, nu contează unde sunt ei. Experiența Laurei Codruța Kelkeviș în România, cu la cauzurile de corupție de nivel înalt, inclusiv fraudarea de fonduri europene. Exact. Este o experiență pe care o așteaptă, eu cred, foarte mulți la nivel european. Și cred că asta este și avantajul candidatului Kelkeviș și de asta probabil și va câștiga această poziție. Faptul că guvernul României a fost împotriva acestei candidaturi a mărit sau a subminat șansele doamnei? Eu cred că a mărit și de fapt a arătat realitatea că ceea ce a făcut Laura Codruța Kelkeviș în România a făcut-o corect. Doi bărbați împătimiți ai jocurilor de noroc au pus la cale un plan de răzbunare. Conducerea unui casino din sectorul Botanica le-a pus interdicție de acces și asta le-a stârnit mânia. Timp de 2 luni, indivizii au transmis mai multe alerte false cu bombă și au pus pe jar autoritățile. Bărbații puși pe fapte rele au 43 și 53 de ani. Ei au fost identificați de poliție, iar la anchetă și-au recunoscut vina. Ei au spus că sunt jucători de o perioadă lungă de timp, iar cazinoul le-a pus interdicție. De aceea au vrut să se răzbune. Bărbatul de 53 de ani a fost cel care a pus la cale alertele false cu bombă la cazino. Vinem în loc mașina, ne duceam, pune de pe dictofon, pune la telefon, suna la cazino. O pus o bombă. Organizatorul alertelor a fost reținut pentru 72 de ore, iar complicele lui este cercetat în stare de libertate. Ei riscă o amendă de până la 50.000 de lei sau până la 3 ani de închisoare. Soții care au decis să divorțeze se pot adresa de astăzi și la notar. Cel puțin asta prevede noua lege privind procedura notarială. Actul de divorț poate fi semnat de orice notar, indiferent de locul de trai al soților. Cererea de desfacere a căsătoriei poate fi depusă în baza acordului comun al soților sau în prezența unuia dintre soți, dacă notarului a fost comunicat anterior acordul celuilalt partener. Notarul poate stabili participarea la educația copiilor, plata pensiei de întreținere sau partajul averii comune. Noua lege este prevăzută pentru a ușura sarcina instanțelor de judecată și organelor de stare civilă. Cele mai bune proiecte realizate de tineri din Bălți au fost prezentate în cadrul Galei Inițiativelor de Tineret. Evenimentul vine să susțină implicarea tinerilor în dezvoltarea comunității din care provin. Laboratoare, costume tradiționale sau un post de radio pentru cantina școlii sunt doar câteva dintre proiectele realizate de tinerii din Bălți. Mihaela Scripnic și colegii ei și-au dorit un laborator performant pentru chimie. În cadrul acestui proiect, noi am avut șansa să procurăm reactivi, baze, acize, adică tot ce este nevoie de a completa un laborator de chimie. Și suma proiectului din partea studiem era de 5.000 și din partea colegiului, adică era 1.500. Iar elevii liceului teoretic Ion Creangă și-au dorit 20 de costume populare pentru ansamblul de dansuri al școlii. Am implementat acest proiect pentru a promova tradițiile și obiceiurile noastre naționale, dar și pentru a oferi
un interes mai mare tinerilor noștri liceieni de a participa la, la dansuri, de a promova un mod sănătos de viață, pentru că după compararea acestor costume naționale, mai mulți tineri au început a participa în cadrul ansamblului nostru liceal. Astfel, 17 proiecte au beneficiat de susținere financiară între 6 și 20.000 de lei pentru implementare. Ne bucurăm că tinerii se implică, că tinerii au atitudine și că le pasă de situația în care locuiesc și prin aportul lor, cumva, societatea devine mai prosperă. Aceasta a fost prima rundă a programului de granturi mici al Fondului pentru Tineri Bălți și Sângerei. Granturile sunt oferite cu sprijinul Guvernului Suediei. Și 3 de oameni au murit în statul american Alabama în urma unei serii de furtuni violente, inclusiv o tornadă de proporții apocaliptice. O parte dintre victime sunt copii. Bilanțul ar putea crește deoarece multe persoane sunt date dispărute. 10 de case au fost distruse, iar 40 de oameni sunt internați în spitale în urma rănilor suferite. Peste 20.000 de familii au rămas fără curent electric. Meteorologii avertizează că sunt de așteptat noi furtuni puternice. Forțele siriene susținute de americani dau asaltul final asupra ultimului punct de rezistență al grupării Stat Islamic, ISIS. Toți civilii au fost evacuați din satul Baghuz și de mai bine de 24 de ore forțele democratice siriene se luptă cu jihadiștii. În scurt timp ar urma să se declanșeze bătălia decisivă. Forțele democratice siriene au explicat că ISIS a minat fiecare metru pătrat și de aceea avansează greu, dar eliminarea ultimilor jihadiști este o chestiune de câteva zeci de ore. Astfel se vor încheia 4 ani de efort internaționale pentru lichidarea ISIS. Gruparea rămâne totuși o amenințare. Incendiu devastator la un depozit de cauciucuri din apropiere de Galați. Sute de anvelope de mari dimensiuni au ars. Pompierii s-au luptat cu flăcările ore în șir, iar fumul gros se putea vedea de la kilometri distanță. Paguba este estimată la aproximativ 400.000 de euro. Marfa nu era asigurată. Incendiul a avut loc în apropiere de drumul european 87, care duce către Vama Giurgiulești din Republica Moldova. Vegetația din jurul depozitului s-a aprins și flăcările s-au extins rapid la cauciucuri. Au constatat că incendiul s-a propagat la un depozit de anvelope industriale pentru utilaje de minerit. S-au mobilizat toate forțele detașamentului de pompieri Galați. Un fum gros a învăluit zona ore în șir. Dioxid de azot, dioxid de sulf și monoxid de carbon. Reprezentanții firmei de depozitare au încercat să salveze cât au putut din cauciucuri. În ciuda eforturilor pompierilor, incendiul s-a extins și aproape toate cauciucurile ard cu flacără mare. Pagubele sunt uriașe, iar marfa nu era asigurată. Probabil că nu s-a acționat în timp și cum trebuie și ajungându-se în zona anvelopelor, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Paguba, aveți idee la câte? Peste 400.000 de euro. Cauciucurile erau de mari dimensiuni. Acestea cântăreau câte 2,5 tone fiecare și erau folosite pentru utilaje miniere. Se împlinesc 42 de ani de la unul dintre cele mai devastatoare seisme din istoria României. Peste 1.500 de oameni au murit și mai mult de 11.000 au fost răniți în urma cutremurului cu magnitudine 7,2 pe scara Richter din 4 martie 1977. Cele mai multe victime au fost în București. Catrinel avea 7 ani în 1977. A supraviețuit după ce blocul Nestor, în care locuia, s-a prăbușit la cutremurul din 4 martie. După 40 de ani revine pentru prima oară în acel loc. Toată aripa dinspre stradă, dinspre Calea Victoriei, s-a prăbușit, a acoperit complet strada, nu mai exista stradă. Era un munte imens, demolos de bloc dărâmat. A fost un curuit pe care nu vi-l puteți imagina și scrâșnet și un vuiet îngrozitor și cred că cel mai cumplit lucru era un continuu țipăt, țipete de oameni care erau ca un vaiet continuu. Asta pe toată durata cu tremurului. Am ieșit din bloc, a fost iarăși un alt moment de șoc când am văzut ce se întâmpla. Știu că mi-a rămas în minte faptul că era o mașină care rămăsese cumva agățată și farurile erau aprinse. Foarte emoționat. Pentru că retrăiesc toate momentele și n-ai cum să uiți așa ceva. Salvatorii cascadori de la studiourile Bufte au salvat atunci peste 150 de oameni, dar au scos de sub dărâmături și sute de cadavre.
Am auzit niște strigăte și am început să săpăm de pe etajul 3. Și am făcut sub, ne-am târât sub plafoanele astea, am dat la o parte molozul și am dat, așa am dat de supraviețuitor. Era perfect lucid, dar lângă el era soția moartă și copilul. Imaginea acelor oameni striviți, capul unui om, îi vedeai imaginea, că s-a uitat la tine. Dar era cât o tigaie de zdrobită. Am reușit să dăm puțin planșele la o parte și am scos din oamenii care au fost decedați deja la etajul 4 și s-au auzit bocănituri. Deci doamna a ascultat la radio sub dărâmături acolo, a ascultat tot timpul ce se petrecea afară. Și atunci am intervenit și noi exact pe traseul de unde am auzit bocăniturile, am degajat o gaură și pe acolo am scos-o. Auzeai bătăi în toate părțile, mai ales când te apropiai de jos, că etajul 6, 7 era jos pe la parter. Voiam morților să-i îngroape creștinești. Și ajutați. Ce se va? Ați mai intervenit acum în caz de calamitate? Da. Uite, dacă am 73 de ani, înseamnă că nu mai ai inimă în tine. O familie din Vulcănești, sudul Republicii Moldova, a reușit să-și transforme casa într-o adevărată atracție turistică. Aici oaspeții sunt întâmpinați cu vin și bucate alese. Ce spun vizitatorii, aflați imediat în telejurnal. Sunt inventiv și le place să experimenteze. Elevii de la 3 colegii din Soroca, Chișinău și Mogilev Podolsk, Ucraina, și-au prezentat inovațiile și cercetările științifice. Concursul s-a desfășurat la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Și dacă unii sunt preocupați de spațiu, alții au venit cu soluții pentru problemele ecologice. Unii participanți la conferință și-au prezentat lucrările în limba engleză. Ion Golovețchi este preocupat de viitorul ecologic al Republicii Moldova. La conferința de astăzi am reprezentat tema Electric Vehicles and Renewable Energy, unde am cercetat despre viitorul ecologiei noastre și despre posibilității a mașinilor electrice în Moldova. Noutatea științifică este în dezvoltarea acestor tehnologii în țara noastră și de a promova aceste științe. Cea mai reușită invenție a fost prezentată de Centrul de Excelență în Energetică și Electronică. Robotul a fost creat pentru a cerceta planetele în spațiu, dar poate fi utilizat și pentru a măsura umiditatea, concentrația gazelor și temperatura. El are mai multe module care funcționează diferit pentru a înregistra informația și a o transmite deja spre un anumit dispozitiv pe care ne putem uita. Pus în locurile necunoscute pentru oameni, ca peșteri diferite, pentru că el măsoară umiditatea, concentrația gazelor, și anume petroliere lichifiate, butan, metan, propan. Am pregătit așa un sistem care protejează motoarele de suprasarcină și supraîncălzire. Noutatea științifică este că am făcut această schemă electrică pe baza platformei Arduino. Elevii din Ucraina au ales să ofere soluții în domeniul construcțiilor. Главное уметь работать с современными технологиями и современными программными продуктами. Elevii au prezentat și invenții și cercetări. Sunt foarte bravo și avem o satisfacție de lucru care l-au făcut profesori și elevii. La conferință au fost prezentate 10 lucrări. Cei mai buni elevi urmează să-și prezinte inovațiile la conferința republicană. Creștinii ortodoxi intră de astăzi în săptămâna dinaintea postului Paștilor, numită Săptămâna Albă. În aceste 7 zile nu se consumă carne, doar produse lactate și ouă. Postul Paștelui este cel mai mare și cel mai aspru din an și prevestește cel mai mare eveniment al creștinismului, învierea lui Hristos. Preoții spun că prima săptămână din post este a pocăinței deosebite, ca și ultima săptămână a postului mare. Toată ziua vor fi slujbe, atât dimineața cât și seara. În postul Paștelui nu se cunună și nici nu se botează. Dezlegarea la pește va fi pe 7 aprilie, de Buna Vestire și de Florii pe data de 21 aprilie. Paștele în acest an este marcat pe 28 aprilie.
Vin de calitate, bucate tradiționale și ospitalitate din plin. Este rețeta de succes a soților Cerveni din Vulcănești, care au reușit să transforme o tradiție de familie într-o afacere. Curtea casei părintești, în care de peste 130 de ani se produce vin, a devenit un punct de atracție pentru turiștii din țară și de peste hotare. Primele mențiuni despre podgoriile familiei datează din anul 1880. Ele aparțineau lui Cerven Gani. În 2006, moștenitorul acestuia a decis să îmbine tradiția familiei și numele strămoșului său într-o afacere. Grație unor granturi a mărit plantațiile, a diversificat soiurile și a modernizat tehnica de producere și păstrare a vinului. Пришла такая идея, что начать производить больше количества вина. Для этого мы приобрели немецкое оборудование, что позволило производить высококачественный продукт. Затем купились бочки французские, где закладывалось на выдержку вино. Вот так потихоньку этот бизнес и начинался. Un alt grant le-a permis să-și asigure și securitatea energetică. Благодаря этому гранту были установлены солнечные панели общей мощностью 14,5 киловатт, и что позволило, во-первых, удешевить нашу продукцию, которую мы имеем, и иметь энергетическую безопасность предприятия. Astfel, curtea casei părintești găzduiește astăzi o mini-fabrică de producere a vinului, beciul în care se păstrează licoarea lui Bacchus, dar și o pensiune pentru turiști. На сегодняшний день все это делается у нас в нашем подворье. Здесь мы живем, здесь живут наши родители. И всем туристам интересно не только посмотреть, как делается вино, но и посмотреть наш быт, как живут гагаузы, попробовать гагаузскую национальную кухню. Soții Cerveni susțin că turismul vitivinicol este nișa pe care mizează în dezvoltarea afacerii. Сегодня винный туризм, как мы его назовем, очень востребован, потому что Молдову знают как республику, которая делает хорошие качественные вина. И мы должны пропагандировать и поднимать марку, чтобы наша продукция узнавалась во всем мире. Cei care lăpășesc pragul au parte de vin, bucate tradiționale și obiceiuri specifice regiunii. Macandat! Hop! Davai, davai, ucis! Mai mult, familia Cerven a amenajat și un mini-muzeu cu obiecte vechi păstrate în familie. It's amazing, it's a small winery, but to make it something special, and if you come here, the boss by self will show you basically how to make the wine, give you some secrets, give you some what you cannot reach just on a bottle. Anual, familia Cerven produce peste 10.000 de sticle de vin. Keith Flint, solist trupei The Prodigy, a murit la vârsta de 49 de ani. Muzicianul a fost găsit fără suflare în locuința sa din Dunmow, Essex. Cauzele morții nu au fost date publicității. Poliția a precizat că decesul nu este tratat ca fiind suspect, iar un raport este în curs de pregătire pentru morgă. The Prodigy este o formație engleză de muzică electronică. A devenit cunoscută la începutul anilor 1990, odată cu hiturile Breathe și Firestarter, care au fost în topurile britanice. Pe durata existenței sale, formația a câștigat numeroase premii muzicale. Alături de alte trupe, The Prodigy sunt pionieri ai genului Big Beat, popular în perioada anilor 1990-2000. Până în 2011, formația a vândut peste 25 de milioane de albume în întreaga lume. În 2017, The Prodigy au cântat și la Chișinău. Kamchatka se organizează frecvent expoziții cu vânzare cu tematică cinegetică. Europenii ajung mai greu acolo, însă alți străini iau cu asalt târgurile de blânuri. Cine sunt cumpărătorii cu dare de mână vedem imediat în telejurnal. Trei conace boierești, martore tăcute ale trecutului unor mari familii nobiliare din spațiul românesc, își caută cumpărători. Vechile reședințe din regiunea Moldovei au fost scoase la vânzare de către moștenitori prin intermediul unei case de licitații.
La 80 de kilometri de Iași, în comuna Deleni, se înalță de aproape 300 de ani conacul Ghica Cantacuzino. Construit la începutul secolului XVIII de hatmanul Iordache Cantacuzino Deleanu, extins apoi de către moștenitori, a devenit una dintre cele mai cunoscute reședințe boierești din zona Moldovei. Construcția are 36 de încăperi, o sală de bal, o pivniță, o cramă și mai multe anexe. Somtosul castel Ghica Cantacuzino de odinioară este acum într-o stare avansată de degradare, iar fosta sală impozantă de bal este acum un salon de spital. Castelul Ghica Cantacuzino a fost naționalizat în perioada comunistă. După 1989, aici a funcționat Căminul Cultural din Deleni, iar mai apoi un preventoriu TBC pentru copii, destinație pe care o are și astăzi. Când eram mai tinerei și chiar și când eram noi salariați, petreceri, să făceau baluri. În preventoriul TBC sunt cazați peste 100 de copii din zonă. Sunt orfani sau provin din familii defavorizate. În 2013, după un lung proces, castelul a fost retrocedat moștenitorilor familiei Ghica, cu o condiție: preventoriul să mai funcționeze în clădire încă 10 ani. Termenul expiră în 2023, când proprietatea va putea primi o altă destinație. Autoritățile locale susțin că ar fi interesate să cumpere castelul, mai ales că prețul de pornire este de 500.000 de euro. Clădirea este însă scoasă la licitație, unde este estimată la 2 milioane de euro. De mulți ani pus în vânzare. Și nu l-a cumpărat nimeni. De ce credeți? Prea mulți bani. Nu e o zonă, să ziceți, turistică sau să fie cumva ca Iașul, cum e Copou sau cum e Păcurariu. Sau... Ar trebui intervenit la el ca să păstreze. Castelul Ghica Cantacuzino este monument istoric de clasă A, așa încât noul proprietar trebuie să-l renoveze cu respectarea planurilor originale. Alte două conace din zona Moldovei își caută cumpărător: conacul Alexandrescu din satul Guranda, județul Botoșani, și conacul Dimache Arghiropol din satul Gugești, județul Vaslui. Departe de magazinele de lux din Occident, în extremul Orient rus, se organizează periodic târguri unde se vând blenuri de animale rare la preț de producător. Europenii ajung mai greu acolo, însă alți străini iau cu asalt târgurile. Cine sunt cumpărătorii cu dare de mână, ne spune corespondentul TVR Liviu Iurea. Este un dans specific poporului coreac și se interpretează de obicei la finalul unei zile de vânătoare cu succes. Băștinașii din extremul Orient rus, cum ar fi coreacii, itelmenii sau ciucci, se îndeletnicesc și acum cu vânătoarea și pescuitul. Au cote speciale prevăzute de lege la vânat, iar blănurile pot să le comercializeze. Самый популярный мех это соболь на сегодняшний день у нас здесь, да и вообще в России. Цветные меха, как лиса, выдра, уже не такой популярный. În peninsula Kamchatka se organizează frecvent expoziții cu tematică cinegetică. Aici este șapca, malahai, kuhlyanka verhnya. Сейчас до сих пор актуальны вот эти вещи, потому что они очень удобны, легкие. Cumpărătorii cu bani sunt cei din China. Ei vin în Rusia și cumpără cele mai sofisticate șube și căciul de blană. Localnicii vin, se uită și dau din numeri. Обидно то, что когда были молодые, мы 50 лет здесь живем на Камчатке, я вот привез ее с Хабаровска, покупали, могли купить, возможно, а сейчас на пенсию, ходим только смотрим, а раньше она носила это. La vânzare sunt expuse și alte suveniruri, cum ar fi animale împăiate, obiecte sculptate în os sau sticlărie confecționată manual. Tot aici poți afla cum vânau în trecut băștinașii, doar cu niște instrumente rudimentare. Din Moscova, pentru Telejurnal, Liviu Iurea. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Leul moldovenesc își menține trendul ascendent pentru mâine. Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 17,12 bani pentru un dolar american, cu 3 bani mai puțin. Moneda europeană se ieftinește semnificativ și va valora 19,40 de bani, cu 12 bani mai puțin. Leul românesc va fi cotat la 4,9 bani, cu 2 bani mai puțin. Hrivna ucraineană rămâne la cotația de 63 de bani. Neschimbată este și rubla rusească, 25 de bani. Iar pe final să vedem datele meteo. Un
găsit! Săptămâna continuă cu vreme frumoasă și caldă în Republica Moldova. În această noapte, temperaturile se vor situa între 3 și 5 grade Celsius. Mâine, maxima va urca până la 15 grade. Cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi. La Chișinău vor fi 4 grade la noapte și 15 grade mâine la prânz. Vremea se menține caldă și în România. Temperaturile se vor situa între 7 și 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară cât mai frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!